Vă salut! Astăzi voi continua tutorialele video despre testarea harddisk-ului și al SSD-ului, adică al unităților de stocare, cu un program numit Crystal Disk Mark. Acest program va testa performanța harddisk-ului și al SSD-ului. Am făcut înainte, chiar acum am postat, testează starea de sănătate al SSD-ului cu SD-Life și testează starea de sănătate al harddisk-ului cu HD Sentinel. Da, HD Sentinel. Acum o să vină acest clip cu testarea performanțelor acestor unități de stocare. Haideți să căutăm frumos, faceți și voi la fel, scriem Crystal Disk Mark, exact așa, pe Google, da? Crystal Disk Mark. Căutăm și noi o versiune gratuită și haideți să mergem pe prima pagină să găsim o versiune al acestui program. Este, uitați, din 2020, 15-11, adică acum de 2 zile s-a scos. Download. Hai să văd Standard Edition, Standard executabilul, deci ne trebuie executabilul, clic pe acesta și după cum vedeți, rapid s-a downloadat pentru că are 4,2 megabytes. Dau clic pe executabil, da, permit acestui aplicații să aducă modificări dispozitivului, închid frumos sau îl trag jos, așa, în bară, să văd dacă avem în limba română, cumva, nu avem, din păcate, în limba română, acest soft, o lăsăm în engleză, dăm click pe OK, aici trebuie să bifăm că acceptăm termenii de licență, dăm click pe Next, se va crea un folder în partiția C în program Files Crystal Disk Mark 8. Dăm click pe Next. Iarăși se va crea un shortcut în Start Menu. OK. Dăm click pe Next. Iarăși Desktop Shortcut. Da, lăsăm așa. Click Next. Și dăm click pe Install. Se instalează foarte repede. Dăm click pe Finish și se va deschide programașul. Acesta este, dar cum era bifat, ca să deschidă programul după instalare, s-a deschis automat. Acesta este Crystal Disk Mark 8.00 pe 64 de bits. Este ultima versiune al acestui program și cu acest program noi vom verifica performanțele unităților noastre de stocare. Eu am un SSD Samsung și am un hard disk clasic pe care țin datele mele personale. Bun, de aici noi putem seta anumite foldere sau direct o partiția sau hard diskul să îl verifice pentru verificarea performanței. Eu știu că partiția ce mi SSD-ul, am să verific prima dată SSD-ul, lăs așa, las așa, bun, și dau click pe All, adică să-mi verifice citirea, scrierea și se face o testare aleatoriu, dau click pe All. Să vedem, bineînțeles că performanțele acum puțin o să scadă pentru că fac acest clip, acest tutorial video, dar
Totuși, o să vedem care este performanța SSD-ului meu. Fac acum o paranteză. Aceste SSD-uri au apărut totuși de câțiva ani. Ar trebui să aveți toți în unitățile voastre de stocare ca unitate de stocare pentru sistemul de operare și pentru softuri, jocuri și așa mai departe, pentru că sunt foarte rapide, foarte fiabile, foarte silențioase, nu mai au nicio componentă mecanică în el. Înăuntru arată ca, bine, o plăcuță, arată ca niște memorii RAM. Uitați-vă la citire, read, 539 de megabytes pe secundă citește datele cu această viteză. Este foarte, o viteză foarte mare, este o viteză foarte, foarte bună. După cum v-am spus, harddiscurile clasice ar trebui deja totuși uitate pentru că au performanțe mai scăzute. Sau totuși dacă le aveți, să-l folosiți exact cum îl folosesc și eu pentru datele voastre personale. În caz că aveți probleme după un timp, este bine să vă faceți niște copii, un backup. Acele date v-am explicat în clipurile dinainte, după un timp au și ele, aceste unități de stocare au un timp de viață, de citire, de scriere, de câte ori instale sistemul de operare pe el, câte ore a funcționat și așa mai departe. Nu sunt funcționale toată viața. Au și ele un termen de viață și de sănătate și cu cât scade, cu timpul tot va scade și performanța și sănătatea celor unități, pentru că și aceste unități, chiar dacă sunt mecanice sau digitale, au și ei un termen de viață, să știți. Cu timpul se uzează și nu o să mai aveți iarăși acele performanțe. Pentru că asta e și oricine, și noi ca oamenii, cum îmbătrânim, nu mai avem performanțele pe care le-am avut în tinerețe. Sau o mașină, sau puteți da câte exemple doriți voi. Bun, a trecut la citire. Iată, 400, la scriere 433 de megabytes date pe secundă, pentru că megabytes-ii sunt date. Așa, se face o testare random, adică aleatoriu. Sunt 5 pași și trebuie lăsat ca să se facă toate aceste teste. Eu cel mai mult mă iau după primele teste, citire și scrierea datelor pe acest SSD. După cum vedeți, da, imediat se va termina, mai sunt 3 pași la acesta, urmează ultima, merge destul de repede. De așa puteți verifica voi performanța SSD-ului și harddiscului vostru. Bun, să vă uitați și la celelalte clipuri pe care le-am postat. Chiar acum o să fie un pachet de 3 programe cu care să vă verificați unitățile de stocare. Sunt foarte simple, vedeți de la A la Z de unde descărcați programul, cum instalați programul și cum folosiți programul, vă arăt pas cu pas totul. Da, ok, poate acest program nu este bun pentru un începător, că nu știe ce înseamnă megabytes pe secundă, nu știe, nu știu, aceste numere, ce înseamnă și așa mai departe. Ok, atunci lăsați, dar cum am spus, am trecut puțin la un alt nivel pentru testare al acestor unități, pentru că e bine totuși
copiii din ziua de azi sunt inteligenți toții și vor să vadă ce performanțe au la hard disk, de ce. Vedeți, cum v-am spus și înainte, ori vă merge greu, ori nu mai merge cum a mers. Mulți spuneți, da, așa mi-a mers foarte rapid, mi-a mers bine, m-am putut juca pe el, dar acum nu mai pot face acele lucruri foarte repede sau chiar deloc. Păi vă spun eu, din aceste cauze, pentru că în timp se uzează, scad performanțele și chiar mor aceste unități de stocare la urma urmei. Bun, uitați-vă, s-a terminat și testul meu pentru SSD are performanțe foarte bune, de 500, aproape 540 de megabytes la citire și 433 de megabytes la scriere. Este foarte bun și aici iarăși citire, scriere, citire, scriere, care sunt performanțe foarte, foarte bune. Bun, trecem și la hard disk-ul clasic. Partiția D-ul, după cum vedeți, e 932, adică de un tera. Și vreau să fiți foarte atenți aici, pentru că la început, da, am făcut, acestea sunt rezultatele pentru SSD și imediat o să vă arăt și rezultatele pentru hard disk clasic. Adică eu dacă vă spun schimbați hard disk-ul clasic dintr-un laptop, schimbați hard disk-ul clasic pentru sistemul de operare și programe din unitatea centrală, pentru că vă încetinește tot sistemul, vă încetinește click-urile, vă deschide foarte greu programe, se instalează foarte greu actualizările, navigați foarte încet, vă jucați. Performanțele în jocuri sunt mult mai reduse și din această cauză vă spun schimbați cu un SSD. Haideți să nu mai o lungesc, că oricum în test o să mai spun și dau click pe testarea performanței și al hard disk-ului meu, care, vă repet, eu îl folosesc doar pentru stocare. Dau click pe All și acum începe testarea propriu-zisă. Am văzut foarte multe laptopuri de generație nouă, care, chiar dacă sunt de generație nouă, au niște procesoare dual core, Celeronele alea, N-urile, care sunt foarte, nu știu, nu prea îmi plac mie. Eu totuși de la Intel iau procesoare de la i3 în sus, i3, i5, i7 și i9 și de la Ryzen tot așa, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 și Ryzen 9 parcă este. Deci de acolo încep totuși procesoarele. Am văzut laptopuri cumpărate noi-nouțe având aceste hard disk-uri, acele hard disk-uri clasice care totul funcționează mecanic, au componente mecanice în el, funcționează exact, citirea și scrierea se face exact ca la un pickup, știți, toți ați avut în casă sau cei mai în vârstă știu ce înseamnă și voi copii trebuie să știți ce a însemnat un pickup. Se citea, avea cap de citire, exact așa citește și hard diskurile clasice, datele de pe acele platane din hard diskul propriu zis. Platane în timp se uzează, n-au performanțe mari. Da, am vrut să spun că cu SSD-urile din laptopuri au niște performanțe foarte slabe. De ce? Sunt foarte multe pe piață, producătorii au, vă dați seama, s-au fabricat milioane și zeci și cine știe câte sute de milioane de hard diskuri. Ei ce să facă? Ei trebuie să le bage undeva să le vândă. Și vând mai ieftin acele laptopuri, dar bagă aceste hard diskuri clasice cu 5400 de rotații pe minut, care este foarte slab. Cu timpul
va scădea și aceste rotații și aceste performanțe. Deci, nu, cine are bani, eu îi sugerez să treacă la SSD, să instaleze un sistem nou și o să vedeți că diferența este foarte mare dintre un SSD și un hard disk clasic, dar nu vorbesc eu, ci vorbesc deja programele, vorbește deja practica. Fiți atenți aici, da? Aici a fost la SSD cât? A fost 540 de megabytes, da? La citire și la hard disk-ul clasic este 168 de megabytes, da? Pe secundă citire date. Iată, deja am trecut și la scriere, deci am avut cât 443 parcă am avut la scriere la SSD și avem 158 la hard disk-ul clasic. Deci, exact ce vă spuneam, vorbesc datele, vorbește performanța, vorbesc aceste programe, dacă nu mă credeți pe mine. De aceea este bine și vă arăt aceste teste, ce înseamnă, care este diferența între un SSD și un hard disk clasic. Deci e cu 2-3 ori, chiar de 3 ori, mai scăzut performanța la citire și scriere al acestui hard disk clasic față de SSD. Nu vă mai spun, au ieșit tehnologii foarte noi și foarte rapide și foarte bune, se numesc, v-am făcut tutorial video, acele M2 SSD NVMe. Sunt de generații mai noi și mai vechi, dar sau PCI Express și așa mai departe, ori 4, sunt foarte rapide, care au aceste citiri și scrieri de mii de megabytes pe secundă. Sunt foarte, foarte mari. Bine, în practică nu ajungi tu niciodată acolo la acele performanțe, dar sunt foarte, foarte rapide, mult mai rapide decât SSD și chiar și SSD-ul pe care îl am eu. Deci este extraordinar, da. Corect, că spuneți că da, dar asta e un tera, hard disk-ul clasic este de un tera, dar eu cu banii ăștia nu pot să cumpăr acel SSD de un tera. Da, corect că nu pot să cumpăr, dar totuși e bine cât îți trebuie pentru partiția, ce pentru programe, pentru nu știu ce, Windows și așa mai departe. Ai ții destul până în, nu știu, 240-500 de giga stocare, îți ajunge liniștit și pentru filme, și pentru muzică, și pentru jocuri, pentru că vă ajută foarte mult acele SSD-uri, vă ajută în jocuri, pentru că este făcut pentru așa ceva. Timpul de acces este foarte mare. Datele de pe acel SSD se transmit către memoria RAM și către procesor foarte rapid. Exact cum vă arată aici, este acest SSD are performanțe de 3 ori mai scăzute, acest hard disk clasic are performanțe de 3 ori mai scăzute decât SSD-ul, deci cu partiția C, da? Am un Samsung, o să vedeți ce Samsung am în clipurile mele. În acesta îmi testează hard disk-ul și acest la SSD, o să vedeți ce SSD am. Și o să vedeți și starea de sănătate al acestora, cel puțin de la mine, să vă verificați și voi acasă, pentru că este important. Bun. Și din această cauză tot insist pentru schimbare, pentru reînnoire. Pentru că asta e, producătorii și ei trebuie să vândă aceste harduri clasice, vă dați seama, și ei vând. Asta e, vând, că trebuie să le vândă. Dar puneți un pic de bani, dacă aveți probleme, nu știți cum și asta, sunteți din regim și sau împrejurimi, mă sunați pe mine. Bineînțeles, eu am să vă dau toate informațiile necesare și putem rezolva.
ați văzut și voi cu ochii voștri ce înseamnă SSD-ul și ce înseamnă hard discul clasic. Nu mai, cuvintele aproape că nu mai au sens. Aici, iată că mi-au dat acest meniu și în limba română și teme, nu știu, dar ca să se vadă în diferite interfața să se vadă într-un fel sau alta. Bun, asta nu e așa important, ci este important aici aceste date de citire și scriere al unității voastre de stocare. Să nu uitați să vă abonați la canalul meu, acesta este canalul meu de YouTube, am foarte multe clipuri din care puteți învăța și, bineînțeles, puteți da un like dacă vă place sau să-mi puneți întrebări. Astăzi am avut l-am și blocat pe unul, m-a întrebat dacă, nu știu, o chestie de familie, nu știu, mă știa de undeva, l-am blocat. Pe mine îmi puneți întrebări de astea, acum aici, chiar așa. Bun, cam atât despre acest tutorial, despre acest program despre care testează performanța harddiscului, deci al unității voastre de stocare harddisk clasic sau SSD și diferențele între ele. Vă mulțumesc că vă uitați la clipurile mele, abonați-vă și ne auzim cu alte clipuri interesante. Vă salut!